pentru că e concurența mare. Și atunci tu, ca antreprenor, nici nu prea poți să dai foarte mult celor care lucrează cu tine, pentru că n-ai de unde. E o marjă de profit pe care se bat toți. Nu vă spărați, industria are o marjă de profit de 9-12%. Ar trebui să plătească foarte puțin Mercedes-ul pentru muncitorii care lucrează. Din 9-12% ăia, credeți că am putea să asigurăm dublarea sau triplarea salariilor românilor de ca să devină comparabile cu celor de afară? Problema este total greșit, pentru că în termen de matematică ne pricepem la asta, să zicem. Nu. În momentul în care ai 9-12% din 10 milioane, sunt niște bani. Când ai din 1000 de lei, ai niște bani. Deocamdată trebuie să recunoaștem așa. Deci nu vorbiți de productivitate, vorbiți despre venituri. Deci deocamdată trebuie să recunoaștem așa că Londra este și alte țări sunt mai dezvoltate și oferă pe piață bunuri cu valoare adăugată mai mare. Noi deocamdată avem nivelul pe care îl avem și putem să oferim atât cât putem. Nu există așa ceva. Legătura pe care dumneavoastră o faceți, eu vă ascult, dar deja spuneți niște lucruri care nu-s reale. Ca să putem să plătim mai bine muncitorii români, toți ca antreprenori. Ar trebui să punem 25% la producția de mașini. Nu. Hai să le dăm telefon celor de la Renault să existe foarte multă libertate economică, mult timp, astfel încât antreprenorii ăștia să crească, să se dezvolte, să învețe cum să facă roboți, să învețe cum să facă telefoane mobile aici și să le vândă pe piețele din afară. Să inoveze și așa mai departe. Avem, dar le vând direct acolo. Lucrez direct pentru ei. Avem antreprenori care fac telefoane mobile în România. Așa este, da. Păi deocamdată. Da. Ei au marja... Nu, mă scuzați, cu piese, cu componente importante. Corect. Deci nu fac asamblează. Asamblează. Da, da. Aduc valoare adăugată. Aduc valoare adăugată. Mică. Aduc? Mică. Da, ideea telefonului e făcut afară. Aduc valoare adăugată. O aduc. Asta înseamnă că ei obțin un profit. Dar nu legați profitul de venit, pentru că sunt două lucruri complet diferite. Problema se pune ca să poate într-un fel să-l ajut și pe domnul profesor. Productivitate mare înseamnă eficiență energetică în consumuri față de țările din Europa. Pentru fiecare euro produs, consumăm de 5 ori mai multă energie. Deci, atunci cum pot să ofer salarii mari când eu am productivitățile la ansamblul economiei, mă refer, atât de mici? No, formula productivității, dacă îmi dați voie, este una general valabilă și înseamnă, se calculează foarte simplu. Deci există aici dezbateri multe, dar există o formulă general valabilă. Și anume, venituri supra număr de angajați. Și atunci ai o formulă care în România îți dă o cifră care este... în medie între 4 și 10 ori mai mică decât cea din Uniunea Europeană sau din Statele Unite. Ascultați-mă, și atunci, dacă compania mea e complet robotizată și are un angajat împărțiți la 1 și nu obțin o productivitate comparabilă cu a unuia care poate... E genial, ați putea să-i dați bani să nu mai plece numai de la Britanie, dacă ar fi așa. Domnule profesor, aș plăti robotul ăla. Vorbiți din teorie, România e o țară săracă. În următorii 10-15 ani, Marea Britanie, despre care tot am vorbit, se preconizează a fi liderul economic al Europei înaintea Germaniei. Corect. Din punctul ăsta de vedere, nu avem ce discuta. Deci lăsați teoria deoparte, că dacă România ar fi o țară bogată și ar fi plină de capital, nu las teoria. Ar putea să gândiți-vă de ce ajunge Marea Britanie. Domn profesor, dacă erați foarte bun în economie, erați antreprenor. Ok, și cu asta închei. Uitați-vă într-un top mondial al libertății economice. Uitați-vă într-un top mondial al easiness to doing business, da? Ușurința de a face o afacere. Uitați-vă unde este Marea Britanie și uitați-vă unde este România. Și apoi, după aceea, ne adunăm din nou la masă și vorbim de ce peste câțiva ani Marea Britanie ajunge unde ajunge și de ce România rămâne unde rămâne. Oportunitățile de afaceri în România sunt mult mai mari decât în Marea Britanie. Nu discutăm de oportunități de afaceri. Discutăm despre putința fiecărui român de a pune în valoare acele oportunități. Asta este altă discuție. Păi nu, asta e discuția de la masă. Avem niște resurse care ne pleacă. Acești români care n-au putință pleacă din sistemul dumneavoastră de învățământ. Asta este nenorocirea. Și din sistemul nostru. Nu, nu mai din sistemul dumneavoastră de învățământ. Nu mai din sistemul dumneavoastră. Corect. Și ajunge într-o piață, omul de acolo, ajunge într-o piață unde? 30% din profit ți-l ia statul sub formă de impozit pe profit. Ajunge într-o piață unde cele mai frumoase tunuri se dau cu statul. Ajunge într-o piață unde nu mai contează marketingul, managementul. Mie îmi place că citiți foarte mult presa. Este. Domnul profesor, cei mai mari scroci din domeniul bancar sunt în Marea Britanie, nu în România. Da. Sistemul bancar nu e un sistem. Haideți să ne înțelegem. Sistemul bancar nu e un sistem. Să rămânem la românii care iată au ales să plece. Sistemul bancar e mesajele care vin de la ei. Interesantă discuția, că vorbim despre oameni pe de o parte care sunt într-un proces de mișcare, de liberă mișcare și pe care vorbim de bani, care sunt un alt proces.
care nu este elita. Paralel cu omul, nu are nicio legătură. Am văzut că ai fost cu minte și ai ascultat opiniile de la masă. Nu, eu nu m-am pretins niciodată analist. Am fost jurnalist și asta mi-am dorit să fac și îmi doresc și de acum încolo. Vreau să spun doar câteva remarci. Vă iau într-o ordine aleatorie. Marcial Losada, un absolut reputat specialist în resurse umane, a venit în România în vară și a spus următorul lucru. Oamenii nu părăsesc companii, oamenii nu părăsesc instituții, oamenii părăsesc oameni. Și asta, bine, nu știu, m-a dus, pe baza observațiilor de-a lungul timpului, m-a dus la o concluzie. De ce pleacă românii din România? Și nu numai. Aici poți extrapola și la nivel de companie, de instituție, etc. Pleacă pentru că nu există respect. Vorbim de respect față de ei. Indiferent că vorbim de stat sau de altcineva. După aceea, vorbim despre costurile energetice foarte mari. Știm foarte bine, a fost acum o lună sau două, au fost știri legate de investițiile pe care mari investitori străini le-au făcut în energia românească. Am observat ceva, am cerut, apropo de reindustrializare, studiile și analizele care au stat la baza distrugerii industriei românești după 1990. Nu am primit absolut niciun studiu și nicio analiză pentru că ele nu există. Ele nu există. Alte observații legate de modul în care există acest cerc vicios, salarii foarte mici, mână de lucru foarte ieftină, un adevărat se transformă într-un adevărat blestem. Tu îi dai lui 8 milioane salariu, angajatul nu reușește să-ți cumpere produsele și serviciile tale, astfel că se intră într-un cerc vicios, companiile nu mai produc, etc., etc. Statul român, să mă refer la statul român, am citit de-a lungul timpului o sumedenie de studii și analize legate de taxe și impozite. În fiecare dintre ele se spunea așa: taxele și impozitele reprezintă un mijloc, nu un scop. Care este mijlocul taxelor și impozitelor? Să-mi prezerve și să-mi înmulțească mie averea pe care o am ca cetățean. Nu mă refer la averea personală. Se întâmplă asta în România? Nu se întâmplă. Taxele și impozitele sunt un despre scop taxe și, impozite și o scuză pentru discutăm incompetență. Discutăm în cea de-a doua parte a emisiunii, Edi, ajungem și acolo despre ce ne aduce 2014 o viață mai scumpă românilor în contextul în care trebuie să o spunem și pe asta și salariul minim pe economie va crește. Dar continuă să vină mesaje din partea telespectatorilor noștri. Șofer nu și-a dat numele, ne spune așa că după părerea mea plecarea multor români în străinătate nu aduce decât rău țării și adâncește starea de sărăcie. Motivarea pe care o face domnia sa, plecarea multor români înseamnă mai puțin angajați în țară, deci CASE mai puțin, fond de pensii mai mic. Am atins și noi această discuție. De asemenea, împuținarea populației care trăiește zi de zi în România înseamnă scăderea consumului. De fapt, aici este toată cheia. Scăderea consumului duce prin principiul dominoului la locuri de muncă din ce în ce mai puține. Prin reducerea la absurd să ne închipuim cu toții că în România vor rămâne 10 milioane de oameni, din care 5 milioane de pensionari. Să-mi răspundă cineva câte fabrici funcționale vor mai fi în România. Credeți că italienii au fost proști când au lăsat atâția români chiar și fără acte să lucreze în Italia? Nicolae Velicea ne spune că a venit în Marea Britanie în urmă cu 14 ani și a cumpărat o casă în Anglia. Nu a plecat capul niciodată la nimeni, a încercat să fie mândru că este român. Politicienii însă nu i-au ajutat deloc cu nimic, mai ales când ești român plecat, îți pun taxe de te lasă rece și ai vrea să uiți de unde te-ai născut. Consulii și ambasadorii care ar trebui să ne apere ne întorc spatele. Dorel ne spune că anul trecut a plecat acasă cu un capital de 65.000 de lire. După 12 ani de stat în Anglia împreună cu soția, s-a întors cu gândul să investească într-o afacere în România. Au vrut să acceseze fonduri europene pentru a pune afacerea pe picioare, totalul investiției ajungând undeva la 150.000 de lire, dar a renunțat foarte repede la planuri. Oare de ce? Pentru că, iată, aprobarea dosarului și a fondurilor europene, pentru această aprobare, comisionul cerut era de 15%. Așadar, domnule Dragoteanu, nici nu investesc aici pentru că li se pun bețe în roate, statul nu-i ajută cu nimic, o debirocratizare
nu a fost sesizată, sau cel puțin la nivel instituțional, să te duci să iei bani, să ceri acei bani, da, pe care noi îi vindem aici, că sunt gratuiți, că sunt cei mai ieftini bani existenți pe piață, cu o cofinanțare a ta, nu poți să o iei până nu dai acea șpagă. Ce să mai? Nu e vorba de comisiune aici, este vorba de faptul că o persoană, așa cum am văzut din mesajele dumneavoastră, care reușește după 10-12 ani să pună câteva zeci de mii de lire sau de euro deoparte și se întoarce în România, el nu are neapărat școala de a face o afacere în România. Nu are pregătirea necesară. Și ar trebui să se ocupe exact de ce s-a ocupat acolo unde a reușit. Adică să facă în domeniul în care a muncit acolo o mică afacere. În momentul în care te întinzi mai mult decât îți permite pregătirea sau îți permit fondurile, atunci riscul este foarte mare și cei care intră pe piața aceasta a fondurilor europene sunt supuși unor riscuri majore, nu datorită comisiunului, care acolo este destul de mare, 15%, dar un 10% este corect. Păi nu stați puțin, vorba de șpagă aici cineva, e o șpagă de 10%. Nu e vorba de comisiune. Comisiunul de aprobare. Nu se cea... Da? Cum comisiunea de aprobare? Asta e șpagă, nu? Scuzați-mă. Da, bine. Deci, încă o dată, la fondul european... E o modalitate mai subtilă, domnul Sociolog, voi explicăm noi. Păi nu, stați puțin, comisiunea de aprobare, ce înseamnă asta? Adică dacă dau comisiunea, mi-aprob proiectul? Nu. Pentru a scrie proiectul, există o variantă ocolitoare în care se scrie proiectul de către cine trebuie și suma cerută pentru serviciul de scriere, păi cine trebuie proiect să scrie? Care este fezabil. Cine se pricepe? Fiindcă domnul Dragoteanu a sesizat un lucru. Vreți să vă dau o listă? A venit în România, dar nu s-a dus în domeniul lui de activitate. Și întotdeauna, dacă vrei să scrii un proiect despre ceva care n-ai nicio treabă cu el, e adevărat, îți trebuie un consultant. Dar de obicei acești consultanți sunt grupați în împrejurul acestor... Ca să lămuresc, nu am citit mesajul până la capăt, dar una peste alta vorbim totuși de o șpagă, pentru că spune că banii intrau în buzunarul celui cu deciziile asupra fondurilor europene, nu ne dă detalii, așa și-au făcut bagajele, s-au reîntors în Anglia și se gândesc anul viitor să plece în Australia. De ce nu spune clar și precis? Eu m-am plictisit de chestii de genul ăsta. Mi s-a cerut și pagă 15%. Ok, du-te și declară chestia asta. De ce nu o faci? Numai așa o arunci în online, iau de aici și noi trebuie să trăim cu ea. Există un altul care o să ia locul și o să ceară în continuare, că sistemul e de așa natură făcut încât e sistem aducător de șpagă. Dar trebuie să facem asta, adică cei care se cere... Asta iar vreau să puntez. Anglia va ajunge peste câțiva ani lider european. România va rămâne unde va rămâne. Luați din nou topurile mondiale, indicele corupției, unde stă Marea Britanie, unde cât stă România. Cât va mai trece, domnilor, până când ne vom apropia de dezvoltarea Angliei? Această dezvoltare a Angliei, haideți să fim corecți, nu se datorește dezvoltării intensive a Angliei. Să nu uităm că Londra și City sunt unul dintre centrele financiare ale lumii. Creșterea Bine, Marii luați Britanii... Polonia. Creșterea Marii Britanii se datorează în principal operațiunilor financiare. Dacă este față de acum 150 de ani, când Marea Britanie era mecanicul lumii, înaintea Germanii, și okay. Astăzi, uitați-vă... Știu, e cea mai puternică piață valutară acolo, da. Dar vă întreb, ne oprește cineva să devenim, hai nu prima, că e Marea Britanie, a doua piață europeană valutară, sau a doua piață de capital... Da. Din Europa. Ne oprește. Cine? Competența noastră. Proasta pregătire a celor care ne conduc. Domnul, e un răspuns corect? Domnul Dima, vă apropiați. Se pare că răspunsul meu, competența noastră, este exact în corelație cu al meu. Înainte de a trece către cel de-al doilea subiect, aș mai fi vrut să aduc în atenție un interviu acordat în luna decembrie, la sfârșitul anului trecut, postului de radio BBC, de ministrul de interne britanic, Theresa May, care declara că limitarea libertății de mișcare a lucrătorilor în Uniunea Europeană ar trebui să facă parte din orice negocieri privind apartenența Marii Britanii la blocul comunitar. E vorba, acum cel puțin eu așa percep, că România, o țară care în general nu contează atât de mult, reprezintă acum principala temă, atenție, principala temă, care desparte Marea Britanie de blocul comunitar.
Nu e singur, au fost multe teme de-a lungul timpului. Asta este o temă nouă doar, adăugată la tot șirul de mai mult decât reglementarea băncilor, euro, da? Taxarea de exemplu, a fost o altă problemă. Deci, în genere, Marea Britanie este un pic euroșeptică și este un pic anti-Europa, pentru că este pro-Statele Unite. Și atunci, cumva, Marea Britanie e mai apropiată de Statele Unite și a fost întotdeauna împotriva acestei coaliții formate, în genere, din Franța și Germania. Vedem în istorie foarte multe acte de frondă ale Marii Britanii care se agață de orice. Din păcate, acum s-au agățat de acest, zic eu, fals subiect, pentru că o să-și dea seama repede și asta vreau chiar să spun foarte pe scurt, știți care o să fie momentul în care o să se dezamorțeze situația? Din păcate, în momentul în care un român, doi români, vor deveni eroi în Marea Britanie. Da. Vor salva un britanic de la un incendiu. Sau invers, că vor comite o crimă cu violență. Dați-mi voie să vă citez. Un bun prieten mi-a scris astăzi un mail stabilit în Marea Britanie. Ne spunea: noi care am fost cei mai credincioși de aliați NATO și soldații noștri români, da, au murit în toate războaiele lor de moft. Nu putem să facem presiuni în Marea Britanie pe această linie? Nu ne pot ajuta aliații noștri americani? Cum e posibil să strateze aliații care și-au dat viața, au făcut jertfe, ceea ce spuneați dumneavoastră, să salveze pe cineva în Marea Britanie? Autoritățile problema noastre... e parțial politică și problema e și de o altă natură, nu neapărat politică. E și legată de mentalitate, de cultură și așa mai departe. Nu, e legată de proasta... proasta abordare și de neînțelegerea fenomenului afacerilor externe. Nu, 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 e și neînțelegere. Care nu are nicio poziție, cel puțin. Să mai apăsăm un pic și pe butonul ăla care și e ce, la noi. Și că ce noi tot ne ducem face la ei. Puteau. Nu, aveam multe de făcut. Eu nu știu. Acum chiar a spus o întrebare ca să ne distrăm aici, să glumiți. Domnul profesor, așa cum Anglia din 64, dacă mi-aduc eu bine aminte, deși nu sunt istoric, când a început negocierile de aderare pe vremea lui Harold Wilson la Comunitatea Europeană, tot timpul a avut aceste pusee de individualitate. Anglia mizează pe un lucru, că este punctul de liant între Comunitatea Europeană și Statele Unite, iar la ora actuală, pe perspectivă, este locul central unde va fi această alianță euroatlantică de natură economică. De aceea să și prevede această creștere în următorii ani a Angliei. Doi, nimeni nu ne-a împiedicat în momentul în care am intrat în NATO și am plecat în Irak sau Afganistan să ne negociem condițiile de a se merge acolo. Dar am mers, în afară, cred că pe de gândirea capul plecat, sabia nu taie. Acolo nu, a plecat cale. În Iran și Afganistan am mers, în Irak și Afganistan am mers ca aliați. Și nimeni nu ne-a împiedicat să cerem, în afară de 5 transportoare blindate Pirania, care să ne înlocuiască tehnica noastră și 10 jeepuri. Și 10 jeepuri Hammer, nimeni nu ne-a împiedicat să fi solicitat armament performant pentru care soldații români să fi fost într-o siguranță cât de cât mai bună decât au fost. Nu negăm. Noi, așa cum am intrat în Comunitatea Europeană, așa am intrat și în NATO. Nu au venit să ne ia cu forța de mâine, intrați în NATO, cum am intrat în de acord, de la Varsovia. Doar că nu cred că ambasada României va rezolva problema omului, nu, care merge și doarme într-un pod, sub un pod în Londra, muncind ca să-și facă un trai decent acasă pentru el de și familia lui. Cu dumneavoastră. Nu o rezolvă ambasada sau guvernul decât într-un singur mod. Decât într-un singur mod. Aici să rezolvăm problemele aici, nu acolo. Pentru că noi răspundem de țărișoara noastră, nu de țărișoara altora. Da, și noi n-avem grijă de a noastră aici. Sunt absolut de acord. O să revin cu o întrebare pe care am primit-o acum câțiva ani la Bruxelles, înainte să intrăm în Uniunea Europeană și care mă frământă de atunci și o repet unde mă duc. Am fost întrebat ce vreți să faceți cu România. Vreți să fiți cea mai mică țară din cele mari ale Europei sau cea mai mare din cele mici? Întrebarea mi-a fost pusă de colegii mei producători de materiale de construcții din Europa. Și ca să revin, deci dacă Europa ne-a întrebat ce vrem să facem și noi nu știm ce vrem să facem, atunci nu putem să le reproșăm că ne consideră hoți, că ne consideră așa și așa mai departe. Toată vina, și apropo, discutam mai devreme, are un singur vinovat în România. Și el se numește politicianul român. Indiferent că este la putere, indiferent că este în opoziție. Atâta vreme cât această pătură, că nu putem să-i spunem în clasă, nu s-a exprimat într-un mod foarte corect și foarte clar privind dorința de a face ceva cu această țară, degeaba facem dezbateri, degeaba căutăm paliative punctuale
Și știți din ce prosperă acei politicieni? Din taxe mari cheltuite prost. Din taxe și din taxe. Cheltuite care, prost. Iată, 15%. Să nu spun furate. Sau nu avem destule degete la mână pentru a le număra în anul 2014 și așa ne îndreptăm către anul în care vor fi taxate până și aerul. Încă nu, dar nu se știe niciodată. Fac această trecere către subiect. Printr-un mesaj venit din partea domnului Enea Vasile, care ne spune că are 35 de ani, lucrează în construcții ca dulgher și îmi spune așa: știți care este motivul pentru care aș pleca și pe jos din țară? Faptul că nu există respect, corectitudine, dar cel mai important, un organ abilitat cui să-i spui că ai fost nedreptățit. Lucrez minim 10 ore pe zi și 6 zile pe săptămână, dar sunt angajat cu 4 ore, plus alți colegi, nu avem cui să spunem că suntem nedreptățiți. Apropo, am o diplomă de maestru constructor și nu mă angajează nimeni pe funcție, pentru că am studiat și am făcut școala, prin urmare aș pleca și pe jos undeva. O singură observație, e liber să-și facă firmă de dulgherit și să fie el plătitor asta de salarii. Asta e nenorocirea, că noi în țara asta, nu știu dacă știți, dar nu poate. Avem nu poate. Dintre cei mai slabi manageri din Europa. Eu, de exemplu, și nu e cazul că nu sunt în poziția respectivă, așa cum dacă nu ești contabil, n-ai voie să-ți iei o contabilitate, dacă nu ai făcut un curs, o formare managerială, nu te-aș lăsa să conduci o firmă. Pentru că este una din problemele cele mai mari cu care se confruntă această țară. Noi de-aia stăm cu productivitatea unde suntem. Eu am un studiu făcut pe 660.000 de companii, adică toate din România, în ultimii 5 ani. Și aceleași companii sunt în permanență în frunte. Aceleași, nu altele, pe care le știm cu toții. Sunt foarte intrigat, ca să spun așa, că atunci când a spus dumneavoastră dacă e o companie care face 1 miliard de euro și are un angajat, înseamnă că are productivitate mare. Surprinzător, există una în România. Sunt mai multe. La Nu. Sau lângă Brașov, să o zicem. Nu. Există una în România, dar pe acolo se trec banii. Deci aia este nenorocirea, că dacă noi nu reușim să înțelegem că managementul este o resursă pe care dacă noi nu reușim să o dezvoltăm la ceea ce înseamnă managerii companiilor românești, noi nu o să reușim să ridicăm productivitatea, nu o să reușim să țină românii în țară, pentru că ei își doresc bani mai mulți. Și e normal. Ei nu o să aibă bani mai mulți, domnule Dima, domnule profesor, da, pentru că am intrat în anul taxelor stupide. Corect. Pentru că avem așa impozite pe stâlpi, iazuri, baraje, furnale și garduri, da, domnule Georgescu? Practic pe toate construcțiile speciale. Dați-mi voie. Vă dau imediat. Toate aceste taxe așadar se vor regăsi, după cum bine v-ați obișnuit prin informările pe care le-am făcut, prin dezbaterile pe care le-am făcut, în facturile dumneavoastră, ale mele, ale celor prezenți aici. În plus, guvernul, să nu uităm că a mai dat și liber primăriilor să majoreze impozitele pe clădiri și terenuri cu orice sumă doresc. Dacă materialul este pregătit, vreau să-l vedem și ne reîntoarcem la dezbatere. De la 1 ianuarie, orice român se poate trezi că impozitul pe casă, mașină și teren s-a dublat sau chiar triplat. Guvernul a dat frâu liber primăriilor să majoreze taxele locale cu oricât doresc. Singurul avantaj este că mulți edili se tem să mărească birurile, pentru că asta s-ar reflecta în rezultate, la alegeri. Tot de la 1 ianuarie intră în vigoare și taxa pe stâlp, adică impozitarea construcțiilor speciale. Stâlpii de electricitate, cablurile de telefonie, transformatoarele, coșurile, furnalele, chiar și asfaltul din curtea interioară a întreprinderilor, toate vor fi taxate cu 1,5% din valoarea lor declarată. Practic, guvernul vrea să scoată bani din piatră seacă. Aproape 100 de milioane de euro se estimează că vor intra din această taxă în bugetul statului. Statul va impozita și barajele, reactoarele nucleare de la Cernavodă, cabinele telefonice, serele, rampele de încărcare, până și parcările marilor hipermarketuri. Este o taxă pe tot ce nu mișcă, practic. Impactul va fi unul negativ, pentru că este o taxă pe investiții. Povara acestui bir va cădea însă tot în cârca românului de rând. În cele mai multe cazuri, taxa pe construcții speciale se va reflecta în facturile la gaze, electricitate și căldură. Dacă ar fi să plătiți toate taxele și impozitele, n-ar mai rămâne nimic. Din contra, ar mai trebui un salariu. Exagerează cu mult mai mult decât putem duce noi. Deja avem câte 2 locuri de muncă. Deja e prea mult. Calculul și declararea taxei pe construcții speciale se vor face până pe 25 mai.
vigoare din ianuarie. Așadar, doamnelor, domnilor, anul acesta, anul taxelor stupide, le-am intitulat noi în materialul pe care colegul meu, Eduard Pastia, l-a realizat alături de secția economică. Doar știi că ne-am ocupat de evaziune și, din păcate, am descoperit foarte mult. E interesant, dacă ne uităm pe cele 34 de taxe, am scăzut acel impozit special pe carburant de 7 euro, ce l-am mânat 35. De 3 luni. Da, o să observăm ceva foarte interesant. În agricultură sunt 3 taxe noi sau majorate. Taxe locale ai pomenit și tu cu acea restricție eliminată. Pe exploatarea resurselor sunt 4 taxe, în energie în special. Avem taxe administrative, pașapoarte, timbru mediu, 5 taxe, noi sau majorate. Ei, și vine surpriza. Unde s-a gândit guvernul? Unele justificate la produsele de lux sunt 17 taxe noi sau majorate în consum. Deci consumul în general, în continuare, consumul este singura sursă de venit a Guvernului României în ceea ce privește bugetul României. Consumul pe o piață făcută zop de criză, de incompetență, de lipsa managementului, etc., etc. Deci cam astea sunt. Sigur, sunt și, de exemplu, accize la arme de vânătoare, bijuterii, blănuri naturale. Corecte. Sper să fie la lansetă. Corecte, dar și mai vreau să te contrazic și să-i las pe ceilalți să analizeze. Există impozit pe aer, îmi pare rău că te dezamăgesc, este o taxă locală, se numește în jargon taxa pe aerul dintre stâlpi și ea taxează pe cei operatorii de cablu care își agață cablurile din stâlp în stâlp. Însă ea nu este întotdeauna și aplicată. Aici n-au scăpat. Unii au scăpat, alții nu. Revine cu o completare telespectatorul care ne spunea despre acele comision de 15% dat pentru a fi aprobat proiectul pe fonduri europene. Ca să înțelegem cu toții, iată, am aruncat, spune domnia sa, parțial vina asupra domniei sale, tipic românesc. Vreau să menționez că accesarea acestor fonduri nu era o problemă. În cazul meu nu conta meseria sau investiția. Se rezolva în România, toate se rezolvă atâta timp cât plăteam comisionul și ca problema să fie și mai siropoasă, ne spune domnia sa, comisionul, ce să vezi, nu era primit cash, spre mirarea mea, ci în materiale de construcții, domnule Georgescu, pentru o mică casă de vacanță în stațiunea Straja. Nu ne poate da un e-mail în care se scrie și numele celui care i-a cerut? Pentru că uite așa o să începem să fim o nație care are curajul să vorbească. Nu că nu s-a dat șpaga. Deci... Păi nu contează că s-a dat sau nu. Și dacă n-are dovezi. Este, da. Știți că mai există o infracțiune la codul penal. În afară de a da. Tăinuire. Și de a promite. Și deci așa cum spunea domnul Dima, tăinuirea este o infracțiune pe care o comite deja. Deci avem e-mailul dumneavoastră, dați-ne numele. Dar nu mai speriați. Foarte bine că a avut curajul să spun acest exemplu. Chiar este de evidențiat și aș vrea să revin mai târziu și să leg altă problemă de aceasta. Faptul că șpaga se dădea materiale de construcții ne arată clar că proiectul ăsta era undeva la Ministerul Dezvoltării și că acest corespondent al dumneavoastră a încercat probabil să facă o pensiune. Dacă îmi permiteți, și așa mai scuzați-mă, departe. Nu puteați fi acolo. Dacă noi discutăm de o persoană care nu este în stare să spună clar, domnule, uite, ăsta mi-a cerut, uite, lucrează acolo, nu avem ce discut. Dați-mi voie să răspund că are dreptul să tacă. Are dreptul să tacă. Trebuia să-l dea în gât pe ăla instantaneu, fără doar și poate. Haideți să fim serioși. Sau după cineva care spune, domnule, mi s-a cerut și pagă și n-am reușit. Da, arată o realitate. Domnule, profesor, lăsați chestiile. Eu am dezvoltat subiectul prin prisma tipului de șpagă cerut. Deci, clar, n-are rost. Atâta timp când n-a fost în stare să spună clar, să se ducă la autorități, uite, domnule, ăsta mi-a cerut și pagă. Da. N-are dreptul să vorbească. Este dați-mi voie să vă rog. Sunt puțin. Puțin care fac acest lucru. Dacă se ducea la resta pe tipul respectiv și nu mai aveam subiect acum. Nu, nu. De ce? Pentru că în momentul în care vezi că colegul tău este în arest, nu mai îți vine să ieși. Se autogenerează sistemul. Sistemul trebuie schimbat. În teorie stați foarte bine, domn profesor. În practică n-avem curajul să spunem adevărul și nu putem să spunem, uite, domnule, mi s-a cerut. Nu știu, domn profesor, așa e, da. Și-a văzut, domn profesor, dar sistemul se generează singure. Da, sunt sisteme. Când se spune adevărul de la proiectele europene
Și revenim la cazul clasic de acum 2 ani al ministrului Botiș, care a avut acea chirie extraordinară. A urlat toată presa. S-a închis proiectul, iar domnul Botiș este în Parlament astăzi. Deci, atunci... Înseamnă eu că a fost nevinovat. Bun, dar la, avem și exemplu, domnule Georgescu, omul de afaceri Nelu Iordache, care deturnând niște fonduri europene, este în închisoare astăzi. Da, dar cu ajutorul cui a deturnat aceste fonduri europene? Aici este marea problemă. Nelu Iordache nu putea să deturneze singur aceste fonduri. Sistemul l-a ajutat. Sistemul l-a ajutat, este clar. E, nu-i dar, chiar așa, putea și singur. Putea și singur dacă se ducea greșit cu niște facturi, da? Mă uit în continuare pe această listă. Ca să cumperi, mă scuzați, ca să cumperi un Boeing, nu poți să te duci cu niște facturi. Ba da, că îl scrii în românește. Da, se poate. Mă uit la ceea ce ne pregătește guvernul pentru anul acesta, cum ni se va scumpi viața. Spuneam încă de la 1 ianuarie, Ciprian Necula, deși acciza aceea pe carburanți a fost amânată, prețul carburanților a crescut de la 1 ianuarie 2014, pentru că avem un alt mod de a calcula accizele deja existente, raportate la cursul de referință stabilit în octombrie anul trecut. Avem de asemenea prețul mai mare pentru gazele la consumatorul casnic cu 1%, ce-i drept. E puțin, dar de aici de acolo se tot adună. Bun, pentru, probabil pentru chestia cu carburanții, terenul psihologic e pregătit, adică omul s-așează să crească, oricum în fiecare an se crește prețul cu puțin acolo, mai scade, mai crește, bun. Taxa respectivă apărea, va fi o altă discuție pe care o vom purta. Important este că și asta nu știu dacă guvernul, apropo de cât o vorbim de guvern și responsabilitatea pe care politicianul român o are și pe care, din punctul meu de vedere, nu o are față de electoratul și cel care îl aduce la putere, ci de esențialii, cel care menține la putere în timpul mandatului practicat. Și mă refer la companiile asociate fiecărui politician care plătește, cum bine știm, campanii electorale, resurse pentru, știu, a se menține la putere. De construcții. În materie de construcții, diverse. Avem un caz celebru pe tema asta. Dar revenind la ce spune, sărăcia și numai sărăcia, dar ori starea ta economică este moștenită. Este un proces care se moștenește de la o generație la alta. Iar unii oameni sunt într-un cerc vicios prins și în România și n-au cum să scape din acest cerc decât prin migrație și revin aici. Este o soluție pe care unii o văd. Este realizarea imediată economică. Între ce primesc eu? Bun, plătesc 50 de bani în plus la benzină și motorină. Ce primesc eu ca cetățean în schimb, impozit? Nu primesc absolut nimic. Aici este problema, n-am nicio problemă. Ba da, avem o campanie electorală frumoasă, o să avem concerte drăguțe. Vă citesc aici, taxă de pod majorată. Taxă de pod majorată. Și sunt trei exemple. Taxă de centură aici. O să fie, cred. Știți câte lucrări de artă au nevoie urgentă de reparații? Peste 90%. Deci eu plătesc taxă de pod, însă nu mă gândesc niciodată că mă pot prăbuși cu podul ăla. La toată taxa pe care o plătesc. Despre asta este vorba și de asta pleacă oamenii. Și de asta și pleacă de asta, oamenii de aici. Pot să fac doar o mică intervenție vis-a-vis de efectele acestor taxe. Deci odată, s-a spus aici că producătorii vor pune în preț taxa respectivă. Punerea în preț a acestor taxe va fi prima reacție a producătorilor. Prima reacție care se va lovi de puterea de cumpărare și se va lovi de concurență. În anumite domenii unde concurența e foarte puternică, nu prea poți să pui foarte mult din taxă în preț dacă concurenții tăi nu o să facă acest lucru. A doua, să zicem, reacție va fi să încerci să reduci din profitul tău. Sau ceea ce nu vei face în principal. De unde știți că nu vom face, domnule? Ascultați-mă până la capăt. Dar eu sunt antreprenor, cum să vă ascult dacă spuneți că poate mi-ajunge cât câștig? Bine, merg pe argumentul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți fericit să plătiți din profitul dumneavoastră niște bani unui stat care nu vă oferă nimic. Probabil că sunteți printre puținii din România care gândesc în această logică. Statul român îți oferă un cadru în care să-ți desfășori business-ul. Probabil că dumneavoastră vă bucurați pentru afișele alea cu valori care o să fie în campanie. Eu nu, dar revin. Sunt unii oameni care o să-și diminueze profitul. Colegul din stânga. Diminuarea profitului înseamnă diminuarea impozitului pe profit, deci statul pierde în altă parte. Bun, sunt unii care o să zică nu vrem să diminuăm profitul, încercăm să umblăm la costuri.
costurile cele mai la îndemână sunt cu forța de muncă. Și o să umbli la forța de muncă. Dai afară oameni. Presiune mai mare că îi trimiți în șomaj. O altă consecință, pe termen lung, astea sunt pe termen scurt, pe termen lung însă, aceste taxe nu fac decât sistematic să mute bani din zona privată în zona statului. Vedeți, cu asta nu sunt de acord cu colegul meu antreprenor. Nu se sesizează efectul redistribuționist al taxelor. Pleacă taxe din mediul privat și ajung în mâini politice, în mediul controlat eminamente politic. Și acum, ce se va întâmpla? Mor afaceri private, scade oferta de bunuri autohtone și în final, pe termen lung, vom fi mai săraci și vom fi tot mai mulți cu gândul la emigrare. Ăsta e scenariul economic. Logica economică te duce la aceste scenarii. Nu vom fi mai săraci, vom fi mai îndatorați. Mai îndatorați, da. Fiindcă statul, în situația pe care ați descris-o și care în unele puncte este absolut la concurență cu realitatea descrisă de vecinul dumneavoastră, statul împrumută niște bani, dar statul, inclusiv statul român, nu practică acea transparență a folosirii fondurilor, fiindcă este cel mai ușor mijloc de control în momentul în care toate fondurile sunt transparente și folosirea lor. Și dacă este un alt argument pentru care nu mi-aș diminua profitul. Eu nu cred că dumneavoastră v-ați diminua profitul dând din profitul dumneavoastră unui stat netransparent. Păi, ești obligat în e ilogic din punctul meu de vedere. Obligat. Înainte de a pleca. Da, diminua profitul în cifra absolută sau în procent? Explicați-mi și mie un pic. Că, de exemplu, mi-ar conveni să-mi diminuiesc profitul de la 10 la 9%, dar să am niște venituri mai mari. Deci dacă prin taxele acestea eu pot să-mi cresc veniturile, eu sunt foarte fericit. De asta domnul Dragoteanu încerca să vă explice un mecanism economic pe care noi îl trăim. Dar vedeți dumneavoastră, lucrați pe o piață pe care consumul e în scădere, nu toți o să aveți posibilitatea să vă creșteți veniturile. Doi, ia uitați-vă un pic ce reacție generează o taxă. Noi vom vinde mai mult. A vinde mai mult nu e ușor. A vinde mai mult nu e la îndemâna oricui. A vinde mai mult înseamnă concurență, înseamnă incertitudine, înseamnă și resurse consumate. Dumneavoastră poate faceți consultanță. N-aveți costuri foarte mari de producție, dar sunt alții care au costuri asta de producție. Asta mi-a plăcut tot timpul. Când te uiți la o firmă de consultanță, și așa mai departe. Ăia fac profit 80%. Nu știu, o să vă deziluzionez, dar și profitul meu e tot ca la o fabrică, pentru că întâmplător am vreo 400 de oameni care muncesc, știți? Și oamenii ăștia au mașini, oamenii ăștia au computere, consumă și ei, se duc, se mișcă, stau la hoteluri. Sunt consumabile. Dumneavoastră credeți că consultanța generează? Că dacă generează... Ce vreau să spun e că nu toate sectoarele de activitate vor putea să crească vânzările. Așa este. Asta vreau să vă spun. Guvernul a prevăzut chestia asta și în bugetul pe 2014 s-a preconizat că vor fi mai puține încasări la bugetul statului. De ce? Pentru că este un an electoral în două etape, pentru că guvernul își dorește evaziune fiscală ca să mulgă bani de la cei care sunt contribuabili direct la clanurile politice. Pentru că există o reclamă 2014, un an nelimitat de bun, care spune următorul lucru. Dacă ești asistat social, dacă ai contracte cu statul, în 2014 sigur vei duce bine. Da. Cei care în principiu ar dori să o ducă bine trebuie să găsească soluții individuale. Mă refer la antreprenorii mici, medii. Și vor face în așa fel încât, dacă au cea mai mică șansă de a face evaziune fiscală, o vor face fără doar și poate. Pentru că vorbim despre următorul lucru și trebuie să spunem adevărul dacă vrem într-un fel să însănătoșim economia. Guvernul este foarte mulțumit, domn profesor, cu evaziunea fiscală. Da, foarte de acord, mulțumit. E sursă de corupție. Pentru că în 3 luni de zile, dacă nu ar fi mulțumit, dacă ar vrea să diminueze evaziunea fiscală și ar face din ANAF o adevărată instituție care să funcționeze cum este în Statele Unite, care este pare să că asta se dorește, da? Cel puțin prin reorganizarea ANAF-ului. Atunci toți antreprenorii și... Între un hard disk cu TVA și unul fără, îl prefer pe ăla fără TVA, vedeți? Adică evazionist. Vedeți? Că și ăla de la ANAF, auziți și inspectorul de la ANAF, tot pe deci, la fără TVA. Deci nu e bună numai pentru guvern. Chiar dacă sigur, nu recunoaște tot pe ăla. Domnul Dragoteanu, cu o singură remarcă la ceea ce a spus dumneavoastră, nu numai companiile mici preferă evaziunea fiscală, chiar și companiile toți mari. Nu vorbesc de multinaționale cu contractele de externalizare a serviciilor, da, unde plătesc problema, foarte mari. Problema de aceea, dacă îmi permite să revin, este transparența. Dacă noi vom fi transparenți, va trebui să-i forțăm pe politicieni ca să impună aceste legi. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut și după mine este primul semnal pozitiv al României după mulți ani, după cei 20 de ani al Brucan. Roșia Montana a fost un semnal.
dat politicienilor foarte clar, societatea civilă începe să rănească în România, bine, tocmai acestor mici antreprenori care bine, au reușit. Din păcate, Roșia Montană nu e transparența cheltuielilor statului. Nu, nu. Nu, dar o clasă medie. Roșia Montană este o altă generație care deja știe care sunt drepturile de cetățean european. Nu știu câți o să iasă în stradă pentru transparența cheltuielilor publice. Nu, transparența este aici vorba de transparența cheltuielilor personale ale statului. Am înțeles. Sau ale celor care compun statul. Evaziune fiscală. Deci evaziunea fiscală este cunoscută și recunoscută de politicieni. Cunoscută pentru că se știe cât se fură, se acceptă acest 45 fenomen. 45 de miliarde, cum s-a declarat astăzi. Se acceptă acest fenomen și recunoscută pentru că politicienii nu au de unde să ia banii în campanie decât de la firmele care fură. Și de la noi. De la noi, până la urmă, domnule Dragutean. Noi, contribuabilii. Este prea mic. Este prea mic. Dar suntem se strâng foarte multe resurse de la noi. Însă cel care are o casă, această casă este declarată. Și contribuabilul mic trebuie să plătească. Cel care este un contribuabil un pic mai mare și are angajat și așa mai departe, poate să lucreze la negru, poate să lucreze la semi-negru și găsește soluții. Atâta timp cât guvernatorul României anul trecut a folosit expresii de genul o frecăm în economie, da? Oficial. Și atâta timp cât el a spus o fază celebră fără evaziune fiscală nu poți supraviețui, da? Acum nu, nu credeți că o să eliminăm vreodată evaziunea fiscală. Nu, dar evaziunea fiscală adusă la niște proporții rezonabile. Ce vreau eu să vă spun așa, de ce mă opun evaziunii? Că riscăm să mutăm discuția într-un singur loc. Și anume, lupta cu cei care nu își plătesc taxele. Și scoatem din discuție nivelul mare al taxelor, faptul că nu se face nimic de taxele alea. Și așa mai departe. Al taxelor, nu vă supărați. Nivelul mare al taxelor depinde de modul în care retribuția fiecăruia se poate pune în balanță. Deci americanii, orice carte de economie, muncesc, orice carte de economie vă spune așa, la taxe mai mici încasez mai mult. Da, dar orice dar de ce nu vă spuneți că dacă de economie nu și-au făcut niciodată deci firmă să trăiască în economia reală. Adică vreți să spuneți că cu taxe de 100% veți încasa toate taxele alea? Nu, n-a spus nimeni. Nu o să încaseze niciodată statul, niciun stat nu încasează 100% taxe. Nu, dacă punem o taxă de 100%, acum le vom încasa pe toate. Acum să vă arăt care este evaziunea fiscală la nivelul impozitului pe muncă în România, pentru că am un astfel de slide. Crește direct proporțional cu nivelul taxelor. Crește direct proporțional cu birocrația. Crește direct proporțional cu corupția. Sunt orice studiu vă dau arată asta. Haideți să vă zic și de fapt tuturor nu prea e frumos așa, dar o să zic. Nu o să dau un nume. Acum 2 sau 3 ani ca jurnalist sau ca jurnaliști acolo unde lucra ne-a venit o idee. Să facem topul plătitorilor de taxe la stat. Cei mai buni plătitori de taxe la stat. Am muncit vreo 2 luni, sunt oameni de afaceri cu 60, 100, 150 de firme, grupuri întregi. A ieșit o companie, un regeală asfaltului, pe primul loc, surpriza tuturor. Pe locul 2 cineva din energie și am făcut și premii pentru asta. Supliment, tot ce trebuie. Niște premii frumușele din cristal, am cheltuit ceva bănuți pe el. Și am început, am sunat să vină să-și ridice premiul. Cel care a câștigat primul loc ne-a refuzat, ne-a spus, v-ați înnebunit, una la mână, dacă vin la voi, nu mai pup 6 luni nicio licitație. Al doilea, acum o să mă arate pe mine pe deget, cu degetul toți colegii de afaceri să spună, bă, prostul ăla care își plătește taxele la stat. Iar cel de-al doilea, și aici mă opresc, cel de-al doilea ne-a spus din start că e foarte ocupat și nu va veni niciodată să-și ridice un astfel de premiu. Am muncit degeaba, a apărut un supliment frumos. Deci, să mai stai în țara asta. Dar atunci, conform ceea ce spune domnul consultant, aceștia nu sunt antreprenori. Asta încercam eu să vă explic. Dacă reușim să scăpăm de astfel de oameni, atunci șansele celor care pleacă din țară pe motivul că vor mai mulți bani, o să crească pentru a rămâne în țara noastră. Pentru că vor primi acei bănuți. Domnul de care spunea că a venit cu 65.000 de euro după 12 sau lenire, înseamnă vreo 80.000 de euro după 12 ani, înseamnă că el a reușit să pună deoparte cam 600 de lire, de euro pe lună. Mă scuzați, dar banii ăștia îi poți face în țara asta dacă noi reușim să creăm un cadru prin care
evaziunea fiscală să fie controlată, prin care tu dacă produci cu 300 de euro și deși e foarte clar că nu poți să vinzi cu... De ce să creăm astfel de cadre, domnule Dima, când este mai ușor să punem taxe, să le băgăm mâna în buzunarul contribuabilului? Trebuie să mergem un pic și mai în spate aici. Trebuie să mergem un pic acolo în zona în care trebuie să vedem de ce politicienii noștri sunt unde sunt și de ce ei nu sunt în stare să ne ajute pe noi să obținem acel cadru în care să dezvoltăm până la urmă o economie reală și să creștem produsul intern brut în România. Haideți să ne ducem la școală. De ce nu vrem să punem mâna pe școală? Nu, uitați-vă puțin. Noi scoatem an de an peste 20% din absolvenți direct șomeri prin meseria pentru care ei se pregătesc. Acu e vina mea, a dumneavoastră nu este a guvernului. Noi, de asemenea, avem un sistem de învățământ centrat pe profesor. Nu vă spărați, asta nu mi se pare normal. Și vă spun că am predat 11 ani la universitate, de cunosc foarte bine sistemul. Nu pot să spui, eu îmi fac programa după ce profesori am. Eu îmi fac programa dacă reușesc să o corelez cu nevoile de pe piața muncii. Ce vă spune faptul că Manpower a făcut un studiu în 2013, pe care îl fac de vreo 20 de ani, cred. Dacă nu mă înșel, îmi cer scuze. Dar ne dă o cifră. În România, anul 2013, ne-a spus următorul lucru. Noi n-am reușit să ocupăm joburile cu specializare ridicată într-o proporție de 54%. Și noi ne lăudăm. Veniți investitori, veniți că noi avem forță de muncă calificată, gârlă. Uite așa curge pe stradă. Nu curge pe stradă. Anglia, că tot vorbeam, știți cât are? 13%. În schimb, dacă vreți să emigrați, stimați români, vă dau două țări. Ce Japonia destinați? Și ce Brazilia. Ce se caută în Japonia, domnule Dima? Japonia și Brazilia. Ingineri. În Japonia, dacă învățați japoneză și vă ia vreo 20 de ani, reușiți să emigrați. În Brazilia, iar, e ușor să înveți limba, dar țările cele mai la îndemână sunt Noua Zeelandă, Australia, surprinzător Cehia. Astea sunt niște ierarhii ale țărilor care își doresc emigranți. Noi avem un fix. Anglia, Italia, Spania, nu, oamenii aia își doresc. Țările aceștia își doresc emigranții noștri. Pe de altă parte, vreau să vă mai spun un lucru, că la asta nu se uită nimeni. Noi am avut în România în 2009-2010 în jur de 70-80 de mii de imigranți. Se preconiza atunci o creștere până la nivelul anului 2020, pardon, în jur de 300-350 de mii. Ce înseamnă asta? Înseamnă ceea ce vede fiecare român care se duce la ski în Austria și vede la în after party ăla, cum îi zice, apreschi, scuze, în apreschi vede ospătar român, după care trece dealul, se duce în Elveția și acolo îi vede pe italieni care servesc în baruri. De ce? Forța de muncă trebuie să migreze. Noi trebuie să ne obișnim cu lucrurile acestea. Dar hai să ne mai deschidem un pic ochii, să ne uităm cine are nevoie de noi și care sunt joburile până la urmă pe care le solicită țările de jur împrejurul nostru. Credeți-mă că la nivelul Uniunii Europene sunt milioane de joburi postate pe site-uri internaționale. De ce? Pentru că oamenii ăștia vor orice, numai să vină un om calificat. Și fiecare țară are propriile ei probleme vis-a-vis de muncitori. Dar problema comună a tuturor țărilor din Uniunea Europeană este a muncitorilor calificați pe anumite profesii. Iar dacă statul român cu Ministerul Educației și cu Ministerul Muncii ar deschide un pic ochii și și-ar da seama că dacă noi, și asta este și problema României, e pe primul loc ca și problemă la nivelul ocupării joburilor. Dacă statul român cu Ministerul Educației și Ministerul Muncii ar gândi un minister al resurselor umane, de exemplu, nu știu dacă s-a gândit vreodată să facă cineva așa ceva, și să lase acel minister al resurselor umane să stabilească o strategie pe 20 de ani în ceea ce înseamnă forța de muncă în România, poate o să ajungem și noi așa ca Turcia, pentru că... Lenin, 20 de ani nu există, Lenin s-a gândit la Ministerul Resurselor Umane. Poate. Da. Hai să ne uităm un pic la turci și au făcut și să vedeți, pe 10 ani credeți-mă că e prea puțin. Nu vă spărați, e prea puțin pe 10 ani. Eu sunt de acord, știți că după ce se schimbă puterea și ajunge puțin la putere, totul se schimbă, totul a fost un eșec, totul a fost... Noi ca țară nu putem trăi din strategii din 4 în 4 ani. Asta este o bătaie de joc la nivel național și este iar o sursă de emigrat. V-aș face totuși o completare la ceea ce a spus mai devreme prin faptul că Europa caută muncitori calificați la prețuri foarte joase. Deci una este salariul plătit în România, una este salariul plătit în Franța, una este salariul plătit în Anglia, pentru același job. Așa este. Deci dacă între Franța și Anglia există diferențe, sau Franța și Germania,
partea de omogenizare pe care vrea să o facă Uniunea Europeană, fiindcă acolo se va ajunge, sau ăsta a fost scopul politic declarat, ne prinde nepregătiți pentru acest... Păi vă dau care sunt principalele vulnerabilități ale celor care emigrează. Că e bine să știe cei care pleacă. În primul și în primul rând, comportamentul abuziv al angajatorilor, care nu respectă legislația muncii din țara de origine. Apoi, fixarea de norme... Nici angajații nu cunosc. Fixarea de norme și ore de lucru suplimentare neremunerate pentru emigranți. Necunoașterea subtilităților clauzelor contractuale redactate în limba de origine. De asemenea, tratament discriminatoriu în raport cu muncitorii locali și nu în cele din urmă discriminarea pe criterii rasiale sau etnice. Astea sunt elementele cele mai importante pe care orice emigrant trebuie să le cunoască. Eu când mă duc într-o țară, voi fi discriminat. Mai ales în țările puternic industrializate. Că dacă mă duc în Congo, nu o să fiu. Informații, cine ar trebui să le furnizeze? Nu, ar trebui să le citească. Este foarte ușor. Și bănuiesc că toți guvernanții noștri. Ministerul Afacerilor Externe nu ar trebui să aibă un rol activ în acest sens? Ne întoarcem la un aspect. Din nefericire, ministerul nu este el însuși capabil ca și instituție să facă ceva fără oamenii care lucrează acolo. Iar dacă la noi în aceste ministere avem oameni competenți, dar care ocupă funcții foarte mici, fără nicio posibilitate de a avea decizie. Și credeți-mă că în sectorul public există niște oameni extraordinari. Eu mâine aș lua la mine la firmă. Sunt foarte buni. Dar guvernanții noștri își pun căpetenii, ca să spun așa, numai incompetenți. Iar acești incompetenți, din nefericire, nu sunt în stare să identifice competența de sub ei și să-i lasă pe oamenii aia măcar să ia decizii, iar ei cu incompetența lor se ducă la partii să spună uite ce deștept am fost eu la firmă. Încă un exemplu, dați-mi voie, Sorin Bratu, 45 de ani, am revenit din Italia și cu banii câștigați acolo am înființat aici o stupină deoarece aveam experiența în domeniu și să duc mai departe îndeletnicirea tatălui meu. După 4 ani renunț și mă reîntorc în Italia deoarece s-au dat fonduri europene și, din păcate, adevărații apicultori nu au avut acces la ele. Stupii se fură și autoritățile nu le interesează acest aspect. Nu am unde să vând produse apicole. Sunt nevoit să le vând la procesatorii de miere la un preț de nimic, iar în piețele alimentare, taxele și șpaga care trebuie să o dai este mai mare decât câștigul. La timpul respectiv, ne spune domnia sa, că tot am vorbit aici alături de invitații mei, am reclamat la factorii de control, nu s-a rezolvat nimic. Ca să sintetizez eu, un producător de miere, pe spinarea lui trăiesc încă vreo 3 antreprenori politici. Unul care ia taxă în piață, unul care ia taxă ca să mai facă un pod sau taxă de pod, unul care ia acciză în motorina să aducă mierea de acolo. Asta e treaba. Întreba odată cineva, domnule, dar cum îți dai seama dacă un primar... Și vedeți, și dumneavoastră îmi spuneți așa, domnule, e o problemă de școală. Nu educați voi bine oamenii. Păi degeaba mă duc eu la școală să-i spun devii antreprenor, că devii antreprenor, devii apicultor. Învățați pe studentul dumneavoastră. Știți ce îmi zice studentul? Mi-a răspuns studentul. Domn profesor, învățați-ne să vinem borduri statului. Mi-a zis studentul în față. Învățați-mă să vând borduri statului, să lucrez cu statul. Nu mă mai învățați management și marketing. Eu i-a sfătuit să-și mai închidă televizoarele, să pună una pe carte. Acum îmi permit să dau dreptate domnului Dima, vis-a-vis de ceea ce a scris Sorin Bratu. Domnul Bratu, cunosc un caz de accesare al acestor fonduri europene, dar a accesat fondurile, dar pentru faptul că nu are abilități manageriale, nu i-a oprit nimeni să se unească într-o cooperativă care să valorifice produsele, nu i-a oprit nimeni. Deci, în afară de inițiativa cu care s-a născut el, nu avem această Dar omul spunea că îi se fură stupii. Eu mă întreb cine va fură stupii. Cine le fură stupii? N-am aflat, și pentru că autoritățile că nu i-au găsit pe cei care au foarte mulți care furat. Cum sunt în România? Deci poți să furi, poți să furi. Sunt foarte mulți care produc în România cereale, pentru că restul se fură de pe ogoare. Domnule Dragoteanu, vă rog, foarte scurt. Dar i-a furat guvernatorului BNR mugurii ferozinari de bun. Butașii din vie. Și eu știu, cineva cu o livadă. Deci, atenție, vorbim de guvernatorul României, nu de antreprenorul din nu știu ce județ și așa mai departe. Ăsta este rolul și autoritatea statului. Scuzați-mă. Și noi discutăm de pe lângă a impune taxe și impozite, domnule Georgescu. Absolut. De a primi una și înapoi ceva. Una din funcțiile esențiale ale statului, în afară de sănătate, educație, este asigurarea securității cetățenilor lui, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Nu, dar noi lucrăm la legea amnistiei și grațierii, modificăm codul penal,
Știți bine, da? Dezbaterea de anul trecut. Vom dezbate în continuare aceste subiecte fierbinți ale anului 2014 alături de aceste taxe și impozite. Taxa de pe aer pe care o amintea Eduard Pastiale. Și privilegiul bisericii. Vom ajunge și la acest aspect în dezbaterile noastre ulterioare. Vă aștept aici. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnilor, că ne-ați urmărit. Ne revedem luni seară, ora 21. Până atunci, rămâneți alături de Realitatea TV. Primetime News 23 cu Mariana Zverianu. Seară frumoasă! Sunt trenul Rudolf și vă doresc ce-mi doresc și mie, adică sărbători frumoase, calde, cu iubire și mai ales cu un zâmbet mare, mare, mare. Iar moșul vă dorește o cutie mare, mare sub brad cu un nivel de trai uriaș și vă mai dorește, dacă se poate, o creștere economică la anul uriașă, fantastică și investiții în țara asta, precum a promis China, marele nostru aliat de la răsărit. Sărbătorile, nu uitați, sunt magice. De sărbători, mesele sunt mai mari. Așa că bucură-te de cea mai strașnică ofertă de la Timișoreana. Și când am senzația aia de arsură, îmi imaginez un vulcan care stă să erupă. Aștept să erupă și n-ai ce face. Propriul tău corp simte și simte arsură. Arsură te chinuie din ce în ce mai tare. Nici mai știu cum e. Aveam și arsuri gastrice. Acum iau Nedis o dată pe zi înainte de masă. Nici tu n-ai de ce să simți arsura gastrică. În cazul arsurilor gastrice, excesul de acid din stomac se revarsă în esofag. Nedis oprește din timp secreția abundentă de acid. Nedis, de ce să simți arsura gastrică? Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Evolio vă urează sărbători fericite și la mulți ani. Mulțumesc tuturor celor care iubiți familia Catena pentru încrederea pe care o aveți în Farmacia Inimii. Din inimă vă urez și eu la mulți ani și multă sănătate, că e mai bună decât toate. Farmacia Inimii Catena. Ai nevoie de semnătură electronică? Alege DigiSign, furnizorul marilor beneficii și primești un tichet cadou de 50 de lei pe care îl folosești cum vrei. DigiSign este singurul furnizor care îți oferă suport tehnic 24/24 și cea mai rapidă cale de reînnoire anuală. Semnează cu DigiSign rețeta electronică și raportările către CNAS, declarația unică la ANAF și documentele electronice pentru SEAP. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Mulțumim celor peste un milion de clienți care au ales să-și asigure la societatea de asigurare Reasigurare City Insurance tot ce este mai important pentru ei. Mașina, casa, bunurile și chiar afacerea. Vă urăm tuturor sărbători fericite și un an nou plin de bucurii. City Insurance susține cu mândrie sportul românesc de performanță. Oriunde, alături de tine! Secretele mele. Sună acum la Siluet și primești cadou o ședință LPG în Dermolift pentru fermitate, volum și hidratarea pielii. Investind în oameni, investim în viitor. Am dezvoltat investiții durabile. Am creat locuri de muncă într-o mare comunitate multiculturală. I-am susținut pe cei mai buni și am ajutat pe cei care au avut nevoie. Iar ei ne-au dat înapoi bucurie. Am reușit alături de parteneri puternici, pentru că întotdeauna ne-am respectat promisiunile. Miro Investment Group. Primii 20 de ani împreună. Miro Investment Group vă urează la mulți ani și sărbători fericite. Cu o platformă integrată de servicii ce acoperă peste 40 de specializări, Graal Medical oferă pacienților servicii medicale complete, de la prevenție până la tratamentul chirurgical oncologic. Lunar, în secțiile de oncologie, 600 de persoane sunt tratate de echipe multidisciplinare formate din medici români și austrieci. În spitalul Oncofort se fac intervenții chirurgicale complexe, iar pacienții pot începe o viață nouă alături de cei dragi. Spitalul Oncofort oferă o șansă vieții tale. MyFragrance.ro. Ne-am gândit la femei excepționale.
Pentru voi aducem cele mai distinse parfumuri și cosmetice din întreaga lume. Belapier, Gallimard, Ashgarali, Bachel, Romea Damer, La Maison de la Vanille. Descoperă parfumuri orientale, cosmetice minerale, esențe exclusive, produse autentice. Ne găsești aici. myfragrance.ro, the place to buy. Durerea nu te lasă să te miști? Voltaren Emulgel pătrunde rapid prin piele și asigură concentrația maximă de substanță activă pentru calmarea durerii. Ai liber la mișcare cu Voltaren Emulgel. Seara și bun găsit la Prime Time News, ora 23. Sunt Mariana Zberianu și vă invit să vă dăm pentru început principalele titluri ale acestei ediții. Bărbatul care a provocat explozia de la Călăraș a murit azi la spital. Deflagrația a mai ucis o femeie și a rănit alte 6 persoane. În total, 14 apartamente au fost avariate. Prenaștere prin cezariană plătești. De la 1 martie, statul nu va mai deconta intervențiile chirurgicale pentru femeile care se tem să nască pe cale naturală. Invazia Regatului Unit nu a avut loc nici astăzi. Anglia nu a fost luată cu asalt de muncitorii români nici în a doua zi a anului. În schimb, poliția a început o razie în rândul cerșetorilor români care își fac veacul în Londra. Bărbatul care a provocat explozia într-un bloc din Călăraș în prima zi de Crăciun a murit. În urma deflagrației și-a pierdut viața o femeie, iar 6 persoane au fost rănite. În total, 14 apartamente au fost avariate. Explozia a avut loc într-un bloc de locuințe din centrul Călărașului. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, vinovat ar fi bărbatul care locuia în apartamentul în care s-a produs de